Bună dimineața, bine v-am regăsit la Adevărul Live. Începem dimineața asta în forță cu unul dintre cel mai probabil candidatul la președinție al Alianței Creștin-Liberale, domnul Klaus Iohannis, primarul Sibiului, președintele PNL-ului. Bună dimineața, bine ați revenit în studio Adevărul Live. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Și anunțăm și cititorii pe această cale că ne-am hotărât să vă descoperim, domnule Iohannis, pentru că s-a vorbit foarte mult că sunteți candidatul necunoscut. Adversarii dumneavoastră, dar și prietenii spun că nu vă cunosc când de ajuns de bine. La Adevărul am făcut, avem o listă foarte mare de întrebări pentru un prezidențiabil, pentru un candidat la președinție. Cum probabil luni veți fi, mă rog, oficial numit candidat la președinție, am înțeles că Alianța Creștin-Liberală strânge semnături începând de luni pentru candidatul Astăzi, în ședința de conducere a Alianței Creștin-Liberale, am decis convocarea forurilor de conducere ale ACL-ului și ale noului PNL pentru luni, când vom face desemnarea candidatului Drepte și, evident, începând de luni, vom merge cu toată forța înainte în campania de strângere de semnături, pre-campania specifică, pregătirea pentru campania electorală propriu-zisă, și se va vedea foarte bine acest lucru. Dan Marinescu, redactor șef Adevărul, se află lângă mine și începem lista de întrebări ca să o putem epuiza în ora pe care o avem alocată. Este o listă foarte lungă, sunt întrebări de prezidențiabil, domnule Iohannis, conform sondajelor noastre nu sunt dubii. Conform sondajului Scop făcut la comanda Adevărul, dumneavoastră sunteți principalul contracandidat pentru Victor Ponta. Așa că vreau să vorbim un pic despre cum vedeți dumneavoastră ca posibil viitor președinte al României, mai multe probleme, și începem cu politica externă, unde lumea e curioasă, dar ziarele nu prea v-au întrebat mare lucru. Decât tot dumneavoastră. Tot la noi aici, la Adevărul Live. Și vă pun o întrebare așa de introducere, să zic. Unde ați vrea să faceți prima vizită în străinătate ca președinte al României? Acum, aici nu știu dacă trebuie să discutăm unde aș vrea. Cred că aceasta este o temă care va trebui lămurită atunci, dacă voi fi, când voi fi în poziția respectivă. Este o chestiune de foarte mare sensibilitate și, în mod excepțional, nu m-aș referi la această chestiune, fiindcă nu vreau să stârnim anumite discuții în contradictoriu care acum nu cred că și-ar avea locul aici. Bun. Totuși, președintele Traian Băsescu, la începutul mandatelor, a menționat axa București, Londra, Washington. Dumneavoastră aveți o axă? Evident că aceste axe există și mi le însușesc. Noi în politica externă în ce privește cadrul mare, nu trebuie să inventăm sau să reinventăm absolut nimic. Noi avem toate pozițiile foarte clare, o să le enumăr imediat, sunt poziții care sunt extrem de importante pentru România, sunt pozițiile și poziționările noastre de politică externă care garantează României o securitate în lume și o siguranță în parcursul pentru multe decenii de acum încolo. Este parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, este apartenența și rolul important pe care îl jucăm în cadrul NATO și este, evident, rolul și locul nostru în Uniunea Europeană. Aceștia sunt cei trei piloni pe care stă politica externă a României și nu văd niciun motiv pentru care acești piloni ar trebui schimbați. Nu s-a ajuns aici datorită unui guvern sau datorită unui președinte. Aceste lucruri s-au realizat în consens politic, pe durata mai multor mandate, ele au fost construite de România. Consider că au fost bine construite, sunt stabile, ne garantează parcursul nostru
în lume și nu văd de ce cineva, indiferent că voi fi eu sau altcineva președinte, nu văd de ce cineva ar veni să reinventeze ceva aici. Noi trebuie să dovedim că suntem parteneri stabili, serioși, predictibili și să mergem mai departe în aceste parteneriate. Ați pomenit de parteneriatul strategic cu Statele Unite și vă întreb dacă el, în viziunea dumneavoastră, ar trebui întărit, abandonat sau lăsat în stand-by? Acum, deja ați răspuns oarecum. Eu am răspuns deja implicit la această întrebare, în afară de faptul că acest parteneriat este extrem de important pentru noi și chiar în situația în care ne găsim acum, în situația geopolitică din această parte din estul Europei, se vede ce bine a fost că am pregătit din timp această poziționare. El trebuie nu numai continuat, trebuie dezvoltat. Și cred că aici dezvoltarea trebuie să vină într-o zonă naturală. Parteneriatul este foarte bine ancorat ca și concept, este foarte bine ancorat în zona militară, în zona de strategie, în zona de geopolitică. Eu cred că dacă partenerii vor dori acest lucru și nu văd de ce nu ar dori, trebuie puțin extins și în zona de colaborare economică și atunci va avea toate fațetele importante pentru un parteneriat făcut să dureze foarte mult. Bun, urmează un summit NATO în Țara Galilor, probabil cel mai important din ultimii ani, având în vedere tensiunile dintre Rusia și țările care fac parte din NATO. Dumneavoastră, ca președinte, în cazul în care veți deveni președinte, veți face demersuri pentru o vizită la Moscova? Cum vedeți parteneriatul cu Rusia, de exemplu? Sau relația cu Rusia, să-i spunem, nu parteneriat? În momentul de față, relația este tensionată, nu din vina noastră, ci din vina celelalte părți. Și în acest context nu aș exprima o opinie în acest sens și nici nu cred că se așteaptă cineva. E o zonă de o sensibilitate extremă. Noi trebuie să vedem că nu se poate accepta această destabilizare promovată de Rusia. Nu putem să acceptăm că pur și simplu o parte a unei țări vecine a fost ocupată de altcineva. Aceste lucruri nu putem să le acceptăm așa. Dar cum continuăm concret, nu cred că este cazul să discutăm într-o emisiune în direct. Aici este nevoie de foarte mult tact, de foarte multă armonizare cu toți partenerii și cred că... Da, vă întrebam asta pentru că premierul Marii Britanii, David Cameron, a cerut tuturor statelor din NATO să exprime o poziție cu privire la cum văd fiecare dintre este șefii... Este foarte corect, dar în mod excepțional, cred că nu toată lumea de la noi trebuie să-și dea acum cu părerea în această speță. Aici România trebuie să vorbească cu o singură voce și sper să existe suficientă înțelepciune în acest domeniu între președinție și guvern, ca România să vorbească într-adevăr cu o singură voce acolo unde trebuie să vorbească. Din acest motiv, dacă îmi permiteți, nu voi emite o opinie pe această chestiune, fiindcă orice opinie suplimentară nu face decât să aducă într-o zonă de discuție aceste probleme sensibile unde nu au ce căuta. Politica externă trebuie făcută de profesioniști și de cei care sunt aleși pentru acest lucru. Nici nu este bine în acest moment să avem o puzderie de candidați la prezidențiale care fiecare emite opinie despre NATO, despre ce trebuie să facă România. Haideți să-i lăsăm pe cei care sunt acolo să emită aceste opinii
s-o facă. De acord, dar știți că e una din atribuțiile președintelui, reprezentarea externă. Da. Tocmai de aceea discutăm despre ele. Da, dar haideți să lăsăm pe cel care este la Cotroceni să facă aceste anunțuri. Care este acum. Care este acum sau dacă va fi altul, atunci acela să facă anunțurile. Nu e nicio problemă dacă analiștii între ei discută aceste chestiuni. Este chiar bine. Sigur, dar nu cred că un candidat la președinție face bine să emită judecăți în acest domeniu, în practic campanie electorală. În același timp, într-o dezbatere, de exemplu, între candidați în orice stat din lume, vedem dezbateri inclusiv pe teme externe. De asta vă și întrebam despre poziția dumneavoastră, pentru că probabil într-o confruntare cu ceilalți candidați veți fi pus în situația asta de a fi întrebat despre relația cu Rusia, de exemplu. Da. Haideți să ajungem în situația aceea și atunci vom vedea. Bun. Relația cu Rusia, este adevărat, n-a fost niciodată într-o armonie așa, n-a fost foarte bună nici în anii precedenți, înainte de a apărea situația tensionată din Ucraina. Și asta și pentru că noi avem câteva chestiuni istorice de lămurit acolo și vă întreb doar dacă în rolul de președinte veți continua demersurile pentru recuperarea tezaurului românesc de la Moscova. Haideți să așteptăm să ajung președinte și să reluăm tema atunci. Bun, atunci vorbim despre o temă, să zicem, internă, cel puțin cum o pune domnul Victor Ponta, și anume Uniunea Europeană. O consideră politică internă. De foarte multe ori a exprimat acest lucru. Da, mă rog, este dumneavoastră, o abordare... cum considerați relația cu Uniunea Europeană? Relația cu Uniunea Europeană este una specială. Suntem într-o uniune de state. Nu suntem în nicio altă uniune de state. Să privim acest lucru ca un capitol de politică internă, mi se pare o afirmație cel puțin riscantă, dacă nu eronată. Rolul nostru în cadrul Uniunii Europene trebuie să ne-l definim noi și să-l accepte ceilalți, dar acest lucru nu este o chestiune de politică internă, este în continuare chestiune de politică externă. Dumneavoastră, cum vedeți Uniunea Europeană? Președintele în funcție, Traian Băsescu, nu de puține ori a vorbit despre o unificare mai puternică a statelor, despre o conducere de la Bruxelles, despre o cedare a independenței decizionale a statelor membre în Uniunea Europeană. Chiar a suveranității. Că asta ar fi singura soluție pentru ca Uniunea Europeană să se salveze. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Este o discuție care există de când există Uniunea Europeană și va continua foarte multă vreme. Nu întâmplător se numește Uniunea Europeană și nu se numește nici Federație și nici Confederația Statelor Europene, fiindcă s-a dorit un alt model. Modelele de federație, respectiv de confederație, sunt cunoscute, sunt modele mai vechi și se cunoaște destul de bine limitele, se cunosc destul de bine limitele modelelor vechi. Tocmai de aceea s-a adoptat termenul de Uniune Europeană. Este la fel de evident că suntem în plin proces de căutarea unei identități și de căutarea unui model optimal de funcționare în Uniunea Europeană. Eu cred că acum nu este bine să redefinim modul în care funcționează Uniunea Europeană. Aceste lucruri s-au făcut destul de recent. Avem toate deciziile și toate documentele care funcționează și cred că este un moment foarte bun acum că am cam ieșit din criză, s-a cam terminat discuția în jurul euro, că cedează sau nu cedează, și să intrăm într-o zonă de consolidare. Și atunci, dacă îmi permiteți, eu aș fi de părere să nu discutăm în această etapă cum trebuie să evolueze mai departe modelul Uniunii Europene,
ci să tragem învățămintele care trebuie trase din criză, și Uniunea le-a tras. Să consolidăm Uniunea și să consolidăm rolul ei în geopolitică, cred că este cea mai bună abordare. Și în această notă am și citit o afirmație a domnului Juncker, care la momentul acela a produs un oarecare șoc, care a spus că deocamdată ne consolidăm, nu ne extindem. Exact în aceeași cheie am citit acea afirmație. Nu că nu vrem să avem noi membri, nu că acum închidem granițele și ne păzim de ceilalți, doar că acum trebuie să intrăm într-o fază de consolidare pentru a nu permite o repetare a crizei economice, pentru a nu permite o repetare a crizei euro și pentru a permite o coagulare a unei voci ale Uniunii Europene înspre exterior. S-a văzut în criza din Ucraina că a lipsit un pic acest mecanism de a vorbi cu o singură voce, lucru care de fapt a fost așteptat. S-a revenit, avem câteva decizii foarte bune care au fost acceptate de toată lumea și poate a fost nevoie de această criză ca Uniunea să înțeleagă că trebuie să intre în această fază de consolidare. Dar știți că unul din scenariile de evoluție a Uniunii Europene se referă la o Uniune cu două zone. O zonă mai dezvoltată, care a și aderat la euro, și o zonă periferică în care era inclusă și România, și să funcționeze cumva așa. Cum ar trebui să ne poziționăm noi, România? Așa ceva mi s-ar părea foarte periculos. Acea Europa cu două viteze, despre asta. Uniunea Europeană nu are voie nici măcar să se gândească la o zonificare după anumite criterii arbitrare până la urmă, după criteriul euro sau după criteriul Schengen. Așa ceva ar fi fundamental greșit și ar introduce o posibilă falie în Uniunea Europeană, lucru pe care cred că l-au înțeles toți și nu-l mai dorește nimeni. Sentimentul meu este că discuțiile, inclusiv pe Schengen, avansează încet, dar într-o direcție bună. Discuțiile pe zona euro avansează. Unii chiar au dat semnale că ar dori să accelereze un pic aceste discuții. Părerea mea că o Europa la două nivele nu poate să funcționeze, nu numai că nu este de dorit, ar fi total contraperformant și ar întări forțele centrifuge în detrimentul forțelor de coeziune. Ați amintit de Schengen. Ce considerați că trebuie să facă România pentru a intra în sfârșit în Schengen și care ar trebui să fie pe agenda următorului președinte principalele lucruri pe care trebuie să le facă pentru a adera la Schengen? Mai încet sau mai repede? După cum? Da. Lucrurile pe care trebuie să le facem ni s-au spus de la început, noi am știut de la început, doar că le-am făcut parțial și parțial nu. Trebuie să eliminăm corupția, trebuie să existe o luptă anticorupție cu rezultate palpabile, vizibile. Pentru asta trebuie să întărim statul de drept, trebuie să garantăm, nu să declarăm, să garantăm independența justiției, trebuie să aplicăm un tratament egal tuturor factorilor economici, trebuie să mergem înspre proceduri transparente, să debirocratizăm foarte multe instituții. Aceste lucruri le știm. În unele domenii s-au făcut progrese, în alte domenii s-au făcut progrese foarte, foarte puține, în unele domenii chiar s-a regresat. Nu a apărut absolut nicio noutate. Nici în raportul MCV nu a apărut vreodată ceva nou. Tot aceleași lucruri au apărut. N-are rost să facem pe supărații, cum au făcut unii politicieni de la noi, că acum de ce vin cei din Uniune să ne ceară anumite lucruri? Păi,
ei ne cer acele lucruri fiindcă ni le-am asumat. Cele agreate. Nu au venit ei să ne ceară ceva ce nu am fi noi promis. Noi am promis toate aceste lucruri atunci când s-a negociat aderarea României la Uniunea Europeană și toate aceste mecanisme au fost acceptate de noi, nu ne-au fost impuse. Dar noi, dacă vrem să fim un membru cu drepturi egale efectiv, atunci trebuie să ne facem și temele și trebuie să acceptăm că dacă noi am spus un lucru, îl și facem. Sigur, apropo de aceste lucruri agreate de țările membre, noi membre ale Uniunii Europene, iată că și Ungaria, de exemplu, și-a asumat foarte multe lucruri, acum iese cumva din agreement-ul Uniunii Europene, a ieșit de mai multe ori din agreement-ul Uniunii Europene. Da, și au apărut imediat reacții din partea Uniunii și din partea vecinilor. Lucru absolut normal. Uniunea poate să funcționeze foarte bine în măsura în care toată lumea respectă regulile. Fiindcă nu e vorba de un club politic, este vorba de o uniune formată din state care parțial au o istorie complicată împreună. Uniunea Europeană a reușit ceva senzațional. A reușit ca în continentul Europa, unde s-au purtat cele mai multe războaie, să nu se mai poartă războaie. Și dacă ne amintim, asta a fost unul din primele lucruri pe care le-au dorit fondatorii Uniunii, care la început a fost, francezii, de fapt un conglomerat bazat pe anumite relații economice privilegiate. Au dorit să nu mai existe război în Europa și a reușit. Vorbeam Dar asta Ungaria... nu înseamnă că s-a uitat istoria și exact din acest motiv toată lumea trebuie să continue pe parcursul comun. Vorbeam de Ungaria și de ieșirile în decor ale Ungariei. Dan Marinescu are o întrebare pregătită exact pe această temă. Da, se referă la declarațiile unor oficiali de la Budapesta la adresa României și mă refer în primul rând la cele ale liderului Jobbik, care... partid extremist care acum însă a intrat în Parlamentul European, dar și la criticile pe care premierul Victor Orban le-a adus politicienilor români chiar de aici, de la noi din țară. A avut un discurs în care a criticat poziția politicienilor români. Da, ne-am obișnuit în ultima vreme cu aceste acuități în discursul unor oficiali din Ungaria. Ele nu sunt bune și nu și-au locul acolo, dar pe de altă parte trebuie să vedem lucrurile cu un anumit calm. Liderul unui partid extremist face afirmații șocante și noi am avut partide destul de mult în dreapta spectrului care au făcut afirmații, dacă ne amintim începutul anilor 90, afirmații care nu ar mai fi posibil să le facă cineva în ziua de astăzi. Deci, astea sunt partidele extremiste, cu afirmații stranii, cu incitări, cu tot felul de mesaje care nouă celorlalți ni se par deplasate. Dacă, sigur, primul ministru al țării vecine și prietene vine la noi și critică politicieni de la noi, nu este cazul să facem o tragedie din asta, dar cred că este bine să atragem atenția că un comportament prietenesc între țări vecine din Uniunea Europeană n-ar trebui să funcționeze pe aceste baze. Da, tot despre, mă rog, vizita premierului Ungariei, ea venit într-un context în care există mai multe cereri de autonomie din partea secuilor din România. Am văzut și un incident cu cu prefectul de Harghita pus de Victor Ponta la cererea, probabil, a UDMR, nu avem certitudini încă. Cum considerați aceste cereri de autonomie ale secuilor din România? Ale reprezentanților secuilor. Discuțiile pe autonomie și pe regiuni s-au mai purtat și am fost parte din acele discuții. Faptul că acum nu mai avem comisia care a funcționat atunci nu m-a făcut să-mi schimb părerea. Eu nu am fost
și nu sunt adeptul regiunilor desenate după granițe etnice. Ele au existat și există. Sunt țări în Europa unde așa s-au desenat regiunile și s-a văzut după un timp că ele nu sunt viabile. Sunt țări cu alte modele, să spunem. Unele federaliste. Părerea mea că regiunile, dacă vom avea vreodată regiune în România, nu știu dacă vom avea, dar ele nu trebuie desenate pe granițele etnice și nu cred că trebuie promovată autonomia pe criterii etnice. Putem să promovăm descentralizarea într-o anumită măsură pe criterii etnice. Putem, și este chiar foarte bine, că acolo unde un număr semnificativ de cetățeni vorbește altă limbă, să avem obligativitatea administrației să vorbească pe limba lor cu oamenii de acolo. Putem să avem o largă autonomie culturală. Putem să avem foarte multe lucruri care permit acelei minorități nu numai să supraviețuiască, ci și să trăiască așa cum își imaginează în limitele posibile într-un stat democratic. Dar de acolo până la autonomie etnică este un pas care, după părerea mea, nu trebuie făcut. Apropo de minorități etnice, dumneavoastră vi se pare că minoritățile etnice din România au suficiente drepturi la ora actuală? Sau ori mai trebuie făcut ceva? Întotdeauna se poate mai bine și întotdeauna se poate consolida cadrul, dar trebuie să fim foarte corecți față de statul român. România este un model pozitiv în Europa în felul cum își tratează minoritățile etnice, vorbesc de minorități etnice, ca să nu fim greșit înțeleși. Putem să aflăm de la dumneavoastră și ce părere aveți de drepturile minorităților sexuale, de exemplu? Avem în România o legislație care face efectiv o discriminare pozitivă în procedurile de constituire a Parlamentului, unde minoritățile, organizațiile minorităților au acces în Parlament chiar în condițiile în care nu au suficiente voturi pentru a trece pragul uzual, este un prag preferențial. Organizațiile minorităților sunt finanțate de statul român și aceste lucruri permit minorităților să aibă o viață culturală, organizațională. Există școli în limbile minorităților naționale. Sigur, întotdeauna se poate mai bine, se discută de foarte multă vreme despre oportunitatea unei legi care definește exact aceste lucruri. Se lucrează de multă vreme în Parlament la așa ceva și cred că este bine să lăsăm Parlamentul să-și facă treaba. Dar, trăgând linie, putem să spunem da, minoritățile etnice în România sunt corect și bine tratate. Ați făcut o diferențiere mai devreme în ceea ce privește minoritățile etnice și celelalte minorități. Eu v-am atras atenția asupra celor minoritățile sexuale. Există o categorie și vedem parade gay în România. Mă, sincer, eu la alte minorități m-am gândit, dar putem să ne referim și la acestea. Sigur, aceste minorități menționate de dumneavoastră nu sunt în general acceptate în populație. Dar cred că de la o neacceptare nu trebuie mers mai departe într-o discriminare mai mult sau mai puțin declarată, cum acum 2 ani am avut o fază unde unii politicieni au făcut afirmații ne la locul lor de tip discriminare pe față. Așa ceva nu trebuie permis și trebuie să fim conștienți că avem o Constituție care este foarte clară. Toți avem aceleași drepturi. Nu putem să fim discriminați pe aceste criterii. Trebuie doar să ne ridicăm la nivelul Constituției pe care o avem. Iar când am spus altele, m-am gândit mai degrabă la minoritățile religioase, care și acestea, în niciun caz, nu trebuie marginalizate și nu trebuie discriminate. Vi s-a părut că există acest curent de discriminare în ceea ce privește minoritățile religioase?
Nu mi s-a părut. Mi s-a părut ceea ce vi s-a părut și dumneavoastră și tuturor din spațiul public, că cineva a introdus în mod fundamental greșit tema religioasă în campania electorală. Deci acest comportament este fundamental greșit și contravine clar Constituției, care spune că au drepturi egale, și atunci introducerea acestei teme în campania electorală este fundamental greșită, indiferent cum este împachetată retoric. O retorică foarte discutabilă, și știți că mă refer aici la retorica domnului Victor Ponta de la Craiova, sigur. A încercat să introducă o temă fără să fie el în culpă. O încercare slăbuță. Dacă vroia să o facă, măcar putea să zică, domnule, eu introduc tema asta. Considerați că n-a fost bărbat îndeajuns pentru a... Nu a fost, nu. A vrut să introducă o temă fără să-și o asume, dar spațiul public i-a dat-o tot lui. Acestea au fost chestiunile legate de minorități la care m-am gândit mai degrabă atunci când ați pus întrebarea. Sigur. Dan Marinescu? Aș vrea să vorbim un pic despre reforma statului român, fiindcă se tot vorbește despre ea. Traian Băsescu a pomenit-o în cele două mandate ale sale. Oarecum viziunea actualului președinte este cea unui stat minimalist. Președintele n-a ascuns că merge pe linia Thatcher-Reagan, în care o linie conservatoare de dreapta, în care statul era văzut foarte minimal și în care piețele erau lăsate mult libere să regleze toate procesele economice. Criza economică ne-a arătat că drumul ăla nu funcționează chiar bine, acel model. Nu funcționează drumul. Și v-aș întreba cum vedeți dumneavoastră că ar trebui să fie statul. Nu cred că putem să folosim în continuare aceste concepte care au dovedit că sunt puțin depășite. Nu putem să mergem pe ideea statului minimalist, cum nu cred că este bine să mergem pe ideea statului atotputernic. Noi am avut modelul în comunism de stat totalitar de-a dreptul. Acum, sub o guvernare PSD, simțim tendințele unui partid stat care vrea să acapareze foarte mult, bazându-se mai degrabă pe o politică de împărțit daruri pe criterii de ajutoare sociale. Nu putem, pe de altă parte, nici să găsim bun modelul statului intervenționist, fiindcă nu funcționează. Și dacă zic stat intervenționist, să dau poate și un exemplu, exact, ca să nu rămână doar așa în spațiu. Luăm modelul Argentina, fiindcă acum recent s-a discutat foarte mult despre Argentina. Argentina este un stat intervenționist și sub actuala președintă și sub președintele care a fost înainte. Se vede că modelul pur și simplu nu poate să funcționeze. Și atunci cred că trebuie să fim realiști și să luăm lucrul de bun care a rezultat din analiza ultimei crize economice. Statul trebuie să-și păstreze rol de regulator. Cât de mult sau cât de puțin, este o discuție care se poate purta la infinit și se va purta. Fiindcă a interveni ca regulator pe anumite piețe este bine și pentru populație, și pentru stat, și pentru piața respectivă, fiindcă consolidează regulile de joc. Dar tendința naturală a unui stat este să treacă prea departe, să vină cu un cadru de reglare prea puternic și să devieze în zona intervenționistă. Și aici este nevoie, în toate situațiile,
de o conducere foarte responsabilă a statului. Și aici mă refer nu doar la guvern. Mă refer la guvern, președinte, justiție și economie și oamenii de afaceri. Trebuie să înțeleagă toți că lucrul funcționează cum de altfel nu e nicio surpriză. Cel mai bine când se lucrează în echipă. Dacă se lucrează în echipă, chiar dacă nu sunt toți de aceeași părere, se discută, se negociază, se găsește calea cea mai bună. Dacă lași numai pe unul să hotărască tot, ajungem fie la partidul stat, fie la statul intervenționist, fie chiar la statul totalitar, lucru pe care nu ni-l dorim. Și de acesta este foarte important să reformăm statul. Nu ca să facem alt stat. Este tot țara noastră și cu toții, până la urmă, vrem să ne fie bine, România să fie prosperă, să fie puternică. Dar trebuie să facem jocul transparent, trebuie să facem jocul corect. În asta constă, de fapt, reformarea statului. Să scăpăm de acele clici, să scăpăm de baroni, să garantăm, nu să povestim independența justiției, să avem o economie performantă, mergând exact pe acest principiu. Deci nu stat intervenționist, nici stat minimal, nici stat social, ci un stat care garantează un set de reguli bune. Reguli bune, puține, dar pe un termen lung. Nu cum avem acum un guvern care tot la două luni schimbă câte o regulă. Așa nu ai niciun fel de predictibilitate. Nu poți să spui că vii cu măsuri pentru economie, dacă acum vii cu o măsură și peste două luni cu alta, fără să le pregătești. Cum a fost rectificarea bugetară? Triumfalistă, dar de fapt nu a rezolvat nimic. A încercat să mascheze că nu și-au făcut treaba. Cum a fost discuția pe CAS? În atâta etape ne-a spus Victor Ponta că vrea să introducă CAS-ul, dar când ne uităm în documentele de rectificare, nici nu se vorbește despre ea. Deci acestea sunt lucruri care trebuie evitate. Transparentizarea administrației la toate nivelurile nu trebuie declarată. Ea trebuie pusă în practică. Sigur, vă asumați politicile liberale, Partidului Național Liberal, ca și președinte, practic, cel puțin asta înțeleg. În același timp, spuneți că veți negocia cu orice guvern ar fi, de orice culoare, pentru armonizarea ideilor pe care le aveți dumneavoastră, le-ați avea ca președinte și ideile pe care le are guvernul. În același timp, am văzut că, totuși, coabitarea nu prea a funcționat în România. Cum veți face să negociați cu un guvern socialist din postura unui președinte care vine susținut de Partidul Național Liberal, din fruntea Partidului Național Liberal? Da, bună întrebare. Vă spun și de ce n-a funcționat. Fiindcă coabitarea nu a țintit transparentizarea procedurilor publice, nu a țintit nici reformarea statului, nici îmbunătățirea guvernării. Coabitarea este un troc. Un troc este cel mai netransparent lucru posibil. Este opusul unei politici de transparentizare. Este opusul unei conduceri previzibile, transparente, bune pe termen lung. De asta n-a funcționat. Deja modul cum s-a creat, nu vă amintiți? Unii au spus că există, alții că nu există. Un document semnat, deja la asta vă referiți. Inițializarea procedurii a fost netransparentă. După aceea, încet, încet, am aflat că de fapt a fost vorba despre un troc politic. Păi un troc politic nu poate să ducă la un lucru bun, fiindcă nu știm despre ce s-a vorbit acolo, nici până acum nu ni s-a spus despre ce s-a vorbit acolo. Colaborarea este cu totul altceva. Colaborarea între președinte și premier, chiar dacă ai păreri diferite, se întâmplă. Asta nu înseamnă că trebuie să treci la faza de război. Dacă ai păreri diferite, te așezi la masă și discuți până găsești un compromis, dar nu un troc. Compromisul înseamnă o negociere transparentă, o negociere clară și pentru cei care o urmăresc și o concluzie care este rezonabilă și pentru o parte și pentru cealaltă parte.
La noi, din păcate, în ultimii ani, noțiunea de compromis politic a fost total devalizată, fiindcă prin modul în care au acționat foarte mulți politicieni, publicului i s-a indus impresia că un compromis politic este un troc. Ori nu este așa. Trocul politic este ceva, cum este coabitarea. Un compromis politic este o soluție care ne duce mai departe, cu toate că nu avem același punct de vedere într-o anumită chestiune. Aș vrea să trecem un pic la economie, nu să intrăm în detaliu, dar sunt câteva lucruri care țin mai mult de o viziune economică și v-aș întreba care ar fi, în opinia dumneavoastră, motoarele sau care ar trebui să fie motoarele de creștere economică pentru România, respectiv ce domenii ar trebui ajutate, încurajate de stat ca să performeze. Acum, aș putea să vă dau foarte multe detalii și foarte multe idei din proiectul nostru de țară, care este mai degrabă proiectul de guvernare, proiectul economic. Nu cred însă că este locul aici, dar dacă m-ați provocat, face plăcere să vă spun câteva principii mai degrabă decât măsuri concrete. Măsurile concrete trebuie elaborate de guvern. Ori pentru asta avem comisii de specialitate, ele lucrează din plin și vom avea un program de guvernare la cheie, cum se spune, fiindcă vrem să evităm să ajungem la guvernare și să nu știm ce facem a doua zi, cum s-a întâmplat în 2012, din păcate. Noi vrem să ajungem la guvernare cu un program pus la punct, care descrie în detaliu toate aceste proceduri. Dar unele lucruri sunt foarte clare. Noi, dacă vrem să avem o creștere economică substanțială, atunci trebuie să schimbăm câteva lucruri. Bună oară! Din 90 până acum, niciun guvern nu a avut curajul să spună, domne, lucrurile nu merg bine așa, hai să schimbăm abordarea. Ceea ce s-a făcut până acum au fost, de fapt, nu reforme, ci mici pași care au mimat aici colo reformarea sistemului și ne trezim după aproape 25 de ani, că în continuare vorbim de privatizări, în continuare vorbim de marile regii de stat care nu sunt performante deloc, în continuare vorbim de o competiție care nu este liberă pe piață, în continuare vorbim de un tratament inegal al actorilor economici și așa mai departe. Ori aici trebuie început. Deci noi, dacă vrem să punem economia pe alt fundament, trebuie să începem de la fundament, nu de la mici detalii din jur. Noi credem că trebuie să avem o politică care se bazează pe relaxare fiscală, trebuie să avem un tratament egal pentru toți actorii economici, trebuie să terminăm odată pentru totdeauna cu rolul special al statului. Dacă aveți o firmă, încercați, vă rog, să executați statul. Nu o să reușiți. Dar statul o să vă execute imediat dacă vă prinde că aveți o datorie. Deci și aici, dacă vrem să fim un stat corect, un stat pentru oameni, nu oameni pentru stat, atunci statul trebuie să fie tratat în esență, în contracte comerciale, la fel ca și orice alt actor economic. De aceea nu folosesc cuvântul de agenți economici, ci de actori economici. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că nu poți să te aștepți să ai investitori strategici și dezvoltări mari dacă nu ai o abordare predictibilă. Nu o să vină mari investitori în condițiile în care șurubărim tot la două luni la codul fiscal. În condițiile în care taxarea și impozitarea este netransparentă și de proceduri, de birocrație, nici nu trebuie să vorbim. Este o catastrofă. Ori toate aceste lucruri vrem să le schimbăm, evident, în bine. Să avem un tratament egal, să nu falsificăm
concurență pe piață, să dăm o șansă tuturor actorilor. Pe de altă parte, să luăm măsuri prin care putem să permitem o dezvoltare a capitalului autohton. Nu putem să funcționăm numai cu multinaționale și cu câteva chioșcuri. Nu se poate. Toate aceste lucruri vin să constituie baza unei gândiri de dezvoltare economică și, sigur, cu mare plăcere, când doriți, putem să dezvoltăm un domeniu sau altul, dar cred că sper că am reușit să mă fac puțin înțeles. Sigur că da. Două teme au animat societatea românească în ultimii ani, două teme care au produs inclusiv mișcări de stradă. Vorbim de gazele de șist și vorbim de Roșia Montană. Există un public numeros, cel puțin la Adevărul avem acest public care întreabă pe orice posibil candidat la președinție despre aceste două mari probleme care au suscitat un foarte mare interes în rândul publicului. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește exploatarea și explorarea gazelor de șist, facem distinția, și în ceea ce privește proiectul de la Roșia Montană? Roșia Montană este un proiect care a fost greșit abordat. Este, după părerea mea, o privatizare ratată. Din foarte multe puncte de vedere și așa cum a fost concepută legislația, ne amintim cu, doar în paranteză, avem un politician care este, culmea, chiar primul ministru al țării noastre, care într-o singură problemă are două păreri. Una din calitatea de prim-ministru și alta din calitatea de deputat. Nu cunosc niciun alt caz unde un politician relevant a declarat în public că are două păreri despre aceeași chestiune în funcție de biroul în care șade la momentul discuției. Dacă n-ar fi trist, ar fi probabil hilar. Deci acea abordare nu mi se pare potrivită și, pe bună dreptate, multe ONG-uri au vorbit împotriva acestei abordări, au fost chiar mișcări de stradă, fiindcă nu poți să-ți bați joc de o resursă a țării și să vii cu un mecanism care nu numai că nu ne avantajează, dar aduce probleme mari de mediu. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că nu putem să stăm cu acel bun al nostru și să nu facem nimica, fiindcă vrem, nu vrem. Suntem o țară care are nevoie de resurse pentru dezvoltare. Roșia Montană este o zonă foarte complicată, cu un șomaj enorm de mare. Este aproape oameni foarte nemulțumiți acolo, care caută de lucru. Și atunci, cred că trebuie să avem curajul să spunem, ok, așa nu. Deci cum s-a încercat până acum, așa nu? Să căutăm o soluție care permite exploatarea resursei de acolo, dar în condiții în care statul român câștigă ceva de acolo, ceva rezonabil, în condiții în care resursa nu se termină în 10 ani, ci este o exploatare sustenabilă care permite accesarea acestei resurse pentru mulți ani. Trebuie să vedem că este nevoie de locuri de muncă acolo. Deci nu putem să spunem, închidem tot și ne uităm ce frumos este. Nu ar fi o abordare corectă. Însă, trebuie să căutăm tehnologii care sunt nepoluante. Sau cel puțin, dacă nu sunt total nepoluante, care nu pun în pericol arii întregi, regiuni întregi. Trebuie să căutăm specialiștii, nu noi. Specialiștii trebuie să caute tehnologii noi. Iar dacă nu există, trebuie să avem curajul să spunem, așteptăm până când apar tehnologii care ne satisfac. Dacă am stat atâția ani, nicio problemă, putem să mai stăm câțiva ani dacă există undeva tehnologii la care se lucrează, care sunt în faza de experiment și atunci când știm că este o tehnologie sigură, putem să o folosim. Deci nu sunt adeptul abordărilor extreme. Sunt adeptul unei abordări care ne ajută pe toți, care ajută oamenii din zona respectivă. Să câștige fiecare. Și care ne permit până la urmă să ne folosim de resursele naturale de care dispunem.
exact același lucru, exact aceeași abordare de principiu, am și în domeniul gazelor de șist. Se știe că există. Tehnologia de exploatare sau faptul că există nu este nicio noutate. Se știe de decenii că ele există și pot fi exploatate. Dar, până nu de mult, exploatarea acestor gaze de șist nu a fost rentabilă. Tehnologia este prea scumpă. Dar cum energia în lume devine din ce în ce mai scumpă, iată că și tehnologia de exploatare a gazelor de șist a ajuns deja în zona rentabilității. Și atunci, același lucru. Odată, este clar că trebuie să știm ce resurse avem. Deci, explorarea e bine, nu că ar trebui făcută, e bine să fie făcută, fiindcă e vorba de resursele țării noastre și trebuie să știm ce avem. Pe de altă parte, exploatarea, aici trebuie să mai discutăm un pic, fiindcă și aici suntem în zona în care tehnologia încă nu este neapărat sigur, super verificată și super testată. Și atunci, părerea mea este că trebuie să explorăm, să vedem ce avem, iar să exploatăm atunci când avem garanția că nu este niciun risc pentru oamenii de acolo, pentru comunitatea de acolo și nu este niciun risc pentru mediu. Mulțumim mult pentru aceste răspunsuri. Cititorii văd că apreciază faptul că ați răspuns la aceste întrebări. Dan Marinescu, continuăm cât mai repede posibil. Da, mai sunt 10 minute. O altă problemă foarte discutată la noi este relația cu Republica Moldova și vă întreb mai tranșant, credeți că România ar trebui să renunțe la dezideratul unirii cu Republica Moldova? Relația cu Moldova este una specială și am discutat destul de mult cu mai mulți specialiști în ultima vreme. România are în esență, sau președintele României, ca să fiu mai aplicat, are în esență două căi pe care poate să meargă. Calea indiferenței față de Moldova, care a fost calea mai multor președinți. Nu vreau să nominalizez. Deci, declarat una, făcut alta. Am avut doar trei, așa că nu este greu să ghicim. Și calea apropierii de Moldova. Personal, deci nu sunt președinte și îmi permit să fac această afirmație. Personal, eu cred că aș merge pe calea apropierii dintre România și Moldova. Avem foarte multe lucruri în comun, n-are rost să ne apucăm acum, de la istorie, la limbă, la literatură, multe, multe lucruri. Avem o relație privilegiată, vrem, nu vrem. Eu vreau să o avem și vreau să aprofundez, dacă ajung în poziția respectivă, vreau să aprofundez această relație. Poate vă surprinde, poate unii zic, domnule, pentru cineva din Ardeal nu este o temă importantă Moldova. Eu îmi permit să spun că pentru mine Moldova este o temă foarte importantă și de-ar fi să depindă de mine, aș merge pe calea apropierii naturale între Moldova și România. Până la unire? Asta sigur, apropierea este apropiere. Sper să fim peste puțin timp împreună în Uniunea Europeană. Modelul de unire. Sigur, putem într-o perspectivă pe termen lung să nu pierdem acest lucru din vedere. Dar acum, cred că nu este cazul să ardem etapele. Sunt foarte, foarte multe etape de la ce avem acum până la unire. Nu trebuie să ardem etape, cum se spune, adică să sărim etape. Ceea ce trebuie să facem noi acum este să mergem pe calea unei apropieri, în cel mai bun sens al cuvântului, între România și Moldova. Trebuie să îi sprijinim în parcursul lor pro-european, fiindcă avem tot interesul ca Moldova să devină partea Uniunii Europene. Avem tot interesul
să facem orice putem pentru a opri destabilizarea din Ucraina, care, sigur, are potențial de extindere în Moldova, și atunci cred că suntem pe o cale foarte bună. Da, nu ne surprinde faptul că un ardelean este interesat de Republica Moldova. În Republica Moldova, știm din istorie, au fost mutați foarte mulți oameni din Ardeal. A fost o mișcare de populație la un moment dat. Deci există, să zicem, etnici ardeleni în Republica Moldova, ca să facem o glumă. Și invers. Și invers. Da, da. Avem cu Basarabia, avem foarte, foarte multe lucruri în comun. Dan Marinescu? Să trecem la un alt set de întrebări și cred că aici răspunsurile vor fi destul de scurte. Aveți vreun model între personalitățile istorice care au marcat evoluția României? Nu. Noi am făcut un sondaj împreună cu INSCOP care se referea la cum percep românii foștii președinți ai României. Pe primul loc era Nicolae Ceaușescu. Dumneavoastră, ce părere aveți despre Nicolae Ceaușescu? Nu, și despre percepția populației asupra... Da, este regretabilă această percepție. Eu am fost un anticomunist privat, dacă pot să spun așa, fiindcă... Puteți definiți puțin termenul de ce e anticomunist. Deci eu am fost împotriva comuniștilor, împotriva comunismului, ca și persoană fizică și toată familia mea. Știți bine că atunci nu ai avut foarte multe căi de a exprima acest lucru decât în anumite chestiuni mai degrabă de nesupunere civică. Și din aceste motive am avut pe parcursul vieții mele diferite discuții neplăcute cu persoane din conducerea unor instituții, dar nu vreau să intru în aceste detalii. Deci sunt un anticomunist convins, am fost un anticomunist convins și consider că Nicolae Ceaușescu a fost unul dintre cei mai toxici români pentru România. Dar dacă facem un sondaj, întotdeauna mulți spun că a fost bine pe vremea aceea. De ce spune lumea că a fost bine? Fiindcă atunci cam toată lumea a avut un loc de muncă. Cam toată lumea a avut o locuință. Cam toată lumea făcea bancuri pe seama lui Ceaușescu și pe seama regimului ceaușist. Dar lumea uită. Și noi suntem construiți în așa fel încât să ne amintim de lucrurile plăcute și să uităm lucrurile neplăcute. Se numește filtrul roz al memoriei, acest fenomen. Uităm că n-am putut să ne spunem părerea. Uităm că nu am putut să ne asociem ca să ne spunem părerea. Uităm de martiri, atâția politicieni care au murit în închisorile comuniste, atâția oameni valoroși care au fost scoși din viața publică, atâția oameni care au fost discriminați pentru opiniile lor publice, care de multe ori nici nu au fost păreri eminamente politice. Discriminarea bisericilor. Faptul că nu ai putut să călătorești practic niciunde dacă nu ai fost parte din sistem. Din sistem sau apropiat sistemului. Lucruri banale. Vă amintiți cum trebuia mers la 4 dimineață, stat la coadă pentru 2 sticle de lapte? Vă amintiți cum oamenii stăteau câteodată și 2 zile să cumpere 1 kilogram de carne? Vă amintiți cum lumea nu știa ce să pune pe masa copiilor? Toate lucrurile acestea, culmea, se pare că mulți dintre noi le-am uitat. A fost cea mai gravă eroare din istoria României, comunismul. Ce părere aveți despre rolul regelui Mihai I în istorie? Traian Băsescu a spus că abdicarea sa a fost un act de trădare a intereselor naționale. Eu
nu văd lucrurile așa ca Ion Iliescu, din motive pe care Traian Băsescu a zis asta. Ne amintim oare cum a venit regele Mihai să viziteze România? A aterizat și a fost întors în aeronavă. Ion Iliescu a condus acea Românie pe care nu mi-o doresc înapoi. Traian Băsescu probabil a făcut acea declarație din motive de tactică politică. Nici nu mi-amintesc în ce chestiune a vrut să se poziționeze acolo. Nu, eu nu cred că regele Mihai a trădat pe români și a trădat România, ci a făcut ceea ce a crezut, respectiv ceea ce a fost constrâns să facă. Am înțeles. Am ajuns la ora 12 fix. Dacă ne mai permiteți încă 10 minute din timpul dumneavoastră. Cred că trebuie să ne, să ne apropiem de final. De final. În regulă. Atunci, Dan Marinescu, alege din întrebări. Știu că sunt multe. Mai erau multe. Una dintre întrebări aveam eu. Spuneți-ne pe scurt istoria familiei dumneavoastră. Victor Ponta, prezent în studio, a spus că familia vine din Italia. Ne-a detaliat puțin. Da. Strămoșii mei au venit acum 850 de ani în Transilvania, s-au așezat în zona Sibiului și de atunci tot acolo trăim. Nu am niciun strămoș care a venit din altă parte. Acum, totuși, pentru țara noastră, 850 de ani e destul de mult. Deci pot să spun că sunt de aici. Am documente scrise care atestă cam de la 1500 cu siguranță încoace că familia Iohannis a existat în zona Sibiului, mai exact în Cisnădie. Părinții mei, bunicii mei, străbunicii mei, familie toți bogată, au fost sărată în zona și au trăit în zona Sibiului. Familia mea, indiferent cât mergem în urmă, a fost întotdeauna o familie de condiție medie. Nici bogați, dar nici săraci lipiți pământului. În familia dumneavoastră toți sunt etnici germani și mă refer și la strămoși sau ați avut și căsătorii mixte și... Din câte pot eu să urmăresc înapoi, eu sunt primul care are o căsătorie mixtă, soția mea Carmen fiind româncă. Am înțeles. Dar mai este... Mai am... Dacă v-ați gândit vreodată în clipe mai grele prin care probabil că ați trecut să plecați definitiv din România. Știți, noi etnicii germani din România am fost confruntați cu această întrebare cam începând mai mult din anii 70. În anii 50-60, mulți care au ajuns în Germania în război sau datorită urmărilor războiului au rămas acolo, însă prin anii 70 foarte mulți au început să manifeste dorința de a pleca. Datorită condițiilor mizerabile create de comuniști, datorită lipsei de perspectivă în România și mulți au plecat. Eu atunci am fost în liceu și nu am vrut să plec. Majoritatea colegilor mei și paradox și acum dacă întrebați liceeni, foarte mulți vor să plece. Și atunci când am fost eu în liceu, majoritatea colegilor mei au spus că ei vor să plece, majoritatea în Germania. Eu am făcut un pic notă discordantă și atunci nu am vrut să plec. După Revoluție, întrebarea evident că a trebuit să primească iarăși un răspuns. Majoritatea etnicilor germani, din păcate, au dorit în continuare să plece, doar că acum au avut porțile deschise și au plecat. Ei, culmea, eu n-am vrut să plec nici atunci. Și dacă să nu lungesc povestea, n-am vrut niciodată să plec.
Mulțumim mult pentru întrebări. Din păcate sau din fericire mai sunt lucruri de mai sunt lucruri de descoperit despre dumneavoastră. Vreau să promitem și cititorilor noștri că veți reveni la Adevărul Live. Cu siguranță. Sunt multe întrebări ale lor. Sunt foarte multe întrebări ale cititorilor. Le vom, din ce în ce mai bine. Le vom strânge. Sperăm că cititorii noștri au mai descoperit câte ceva din candidatul la președinție de luni, cel mai probabil, Klaus Iohannis. Mulțumim mult, domnule președinte, mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumim mult pentru atenție. Rămâneți cu Adevărul Live în continuare.